Cel puțin 12 militari israelieni și 2 civili au fost răniți joi dimineață la Ierusalim după ce au fost loviți în mod intenționat de o mașină, au anunțat reprezentanții ai poliției, care susțin că incidentul este cel mai probabil un atac palestinian. Din primele informații, militarii stăteau pe trotuar când mașina a trecut cu viteză mare și i-a lovit. Nu este cunoscut dacă militarii au avut timp să tragă asupra autoturismului care a plecat în viteză. Potrivit acelorași surse, șoferul autoturismului a fugit de la locul faptei. Mașina a fost găsită ulterior abandonată aproape de Betleem. Incidentul este tratat ca fiind un atac terorist, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al poliției. Unul dintre militari în vârstă de 20 de ani este în stare gravă. Restul au fost răniți ușor și au fost transportați la spital.